Da, am revenit așadar. Eu și cu Adolf. Hai, mă. Gata, mă, gata. Uite, vezi, serios, apare Serano jos. Apare, da. Te-ai transformat Serano, da, în Pokémon. Avem ultimul chiar meci. Chiar vrei să fii gazat, nu știu. Da, mai chiar vreau să noi de aici. Avem ultimul meci între Next Split Gaming și All Stars. Zi repede pe cine mergi? All Stars. Doamne, doamne, doamne. Oare vei câștiga și tu azi un meci? Sper. Da, cum spuneam, ar fi interesant, între timp vă vedea prezentarea celor de North Stars cu Abo, NJ, Toa, Kof și Joder. Vreau să zic că ar fi foarte interesant ca Nextu să câștige acest match, pentru că vom avea trei echipe cu câte trei puncte și nu vom ști echipa care se va califica pe locul 4, abia mâine o vom ști. Da. Deci ar fi interesant. Cu 9 puncte. Dacă cei de North Star vor câștiga acest match, clar ei vor fi favoriți pentru locul 4. 4. Sau chiar 3, că nu știm. Sau chiar 2. Sau chiar 2, da. În fine, o să fie interesant. Da, cea mai tânără echipă, cred, nu? Da. Cei de North Stars. Să-i vedem și pe băieții de la Next. Cu DC, Sedan, Cosmin, Dani și Snapple. Cred da. Că cea mai bătrână echipă. Cea mai bătrână din... Sedan, da, Sederan. Sederan, what? Sederan. Sedan este cel mai bătrân jucător, cred, nu? Nu cred că este unul mai bătrân care participă ca el. 29 de ani, pe care urmează DC. Da. Urmează Tala, să vedem. Talo. Mamă, întrebe. E clar, trebuie să se termine repede meciul ăsta. Da, hai să vedem. Să vedem Picks and Bans-urile. Jucăm cash. Da, îmi place că azi am avut cum cărțe. Cum se numește harta asta, Adi? Hai. Harta asta se numește Coșa. Cash. E bine, hai, avem cash așadar între cele avem două echipe. Avem cash între cele două echipe. Aș spune o hartă ok pentru Next. O hartă ok și pentru All Stars. Da, e bine. Totuși Next-ul nu cred că au foarte mult moral. Nu am nicio victorie în această divizie. Chiar dacă sunt ei jucători cu experiență, din păcate pentru ei au pierdut toate meciurile și m-a surprins acea înfrângere a lor împotriva celor din Cool, pe Inferno. Da. L-avem pe Abo online prima oară alături de noi. Salut, Abo. Salut, Adrian. Salut, Serano. Mamă, cum ne-a spus Adrian? Da, Adiți? Prieten vechi eu cu Abo. Ce părere ai, Abo, despre acest meci? Bănuiesc că ești încrezător, nu? Normal, vom câștiga. Nu de asta, dar noi avem spuneam nevoie că... de puncte. Da, chiar că aveți nevoie de puncte. Noi spuneam că dacă cumva, printr-o minune, cei de Next vor reuși să vă învingă azi, vor face și ei 3 puncte și veți fi 3 echipe da, cu 3 puncte, ceea ce va fi foarte ciudat. Nu vom ști cine va fi candidat acolo pentru locul 4. Bine, dacă... oricum nu este cazul. Vom face 6 puncte, mâine îi bătem pe GG, 9 puncte și ne descurcăm de acolo. Trebuie să intre Abo să ne zică, să ne zică cum stă treaba. Cum o să fie, adică nu... Păi, da, eu îți urez succes în, da, mersi, mersi. În acest match. Veți juca cash împotriva celor din Next. Să știi că e o hartă destul de ok pentru ei. Știu că e o hartă și ok noi, și pentru voi. Hartă okay. De asta zic că probabil va fi un match interesant. Ce zici? Crezi așa că vă vor pune probleme sau e foarte sigur că veți câștiga destul de lejer? Sunt sigur că vom câștiga. Acum nu știu dacă ne vor pune probleme sau nu. Eu sper să nu ne pună probleme ca să fie un meci scurt. Să nu aveți emoții, nu? Da, 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 să nu avem emoții. Interesant. Da. Îmi place cum gândești. Mâine cu cine aveți, Abo? Cu GG. Un meci greu ar fi mâine, dacă cumva vă vor surprinde da, Next. Da, mâine e un meci greu. Da. Păi, ce să zic, ai vreun mesaj pentru echipa adversă sau pentru vreun jucător de acolo? Da, nu, have fun, atâta. Have fun, okay. Mulțumim, Abo, și succes. Da, mersi, mersi, salut. Da, salut. Salut, Abo. A fost Abo plin de încredere. E încrezător că vor câștiga și azi și da, mâine. Da, și mâine și ne explică 9 puncte din prima, adică e... Nu știu, mai trebuie să și fac aceste puncte. Da, într-adevăr. Oricum, o să fie interesant. Harta cash. Da. Coș, cum ai spus, coșa? Coșa. Coșa, da. Să avem o hartă bună. Îl avem pe DC alături de noi. Salut, din DC. Din partea echipei Next. Salut, salut, salut. Salut. Wow, și DC e așa, toată lumea DC, are energia azi. DC, ce zici? Deschideți și voi tabela azi? Sau? Nu știu, eu sper. Vedem. Vedeți m-a că zis și Dani interviul celălalt. Încercăm mai multe hărți așa.
Bine, ca și... Cash, nu știu, știu că e una dintre... Era o hartă pregătită pentru adevărat, de noi, dar adevărat. Se vede că nu prea mai e după meciul cu GG Elite. Vedem. Da. Vorbeam și cu Adineaur, cu Abo, spuneam că dacă îi veți învinge cumva pe cei din All-Star, veți face 3 puncte și veți fi 3 echipe cu 3 puncte acolo. Așadar, da, veți mai avea șanse la locul 4 dacă veți reuși azi victoria. Spune că azi este cel mai crucial meci pentru voi. Da. Mai crucial a fost cu Cool Gaming. A fost, dar totuși, da, adevărat, dar acum totuși... rămâne că trebuie să stăm și după alții, cum ar veni, dacă noi câștigăm meciurile de azi și de mâine, cum ar veni. Da, dar trebuie să începeți cu azi. Dacă nu veți câștiga azi, clar nu veți mai avea șanse. Bine, da, nu știu, știu, nu știu cum va fi situația, dacă o să cred. Și aici o să fie destul de încurcată situația, că Cool v-au bătut pe voi, dar nu i-au bătut pe All Stars, voi ați bătut pe All Stars, dar nu i-ați bătut pe Cool. Încă nu i-au bătut, da, All Stars, bine, dacă, cumva. Dacă, am folosit acel dacă, o să fie la fel și la voi ca și la primele poziții, ne vom lua după rundaveraș probabil. Da, da. Deci dacă aveți în plan să câștigați și cred că aveți, ar fi bine să faceți cât mai drastic. Bă, noi avem un plan, cum ar veni, dar... nu știm ce se va întâmpla, că mai situația există, instabilă, ca să spun. Mai există și extra planuri ale, na, știm, situațiile. Da. O să... știu, noi totuși avem speranțe și eu cred că vom câștiga meciul ăsta. Adică... asta vreau să aud de la tine. Da, asta exact. De la... trebuie, da, nu, nu mi se par așa de buni cei din nou. Bine, nu mi se par buni niciunii, practic, în afară de XPC, ca să mama, spun. M-a dat o dece pe asta. Nu, de ce? Da, e bine, de ce? Eu știu la ce, ce a vrut de ce să zică. Da. Că a sunat așa puțin mai aiurea, bine, în fine. De ce să zic că ți urăm succes în acest meci. Poate vă sparge și voi gheața. Sperăm, da, să fie un meci interesant. Ne vedem după meci. Ah, și tu ești încrezător, îmi place asta. E? Nu te așteptam la asta. Da, da. Da. Hai, hai. Baftă, hai, de salut. Baftă, salut. Mersi. Pa. Da. Ce să zicem, interesant aici. A dat de ce una acum? Da, așa, ne vedem după meci. Nu mă refeream la asta, la mă refeream la Island. Că de fapt nici nu-i da, nici da, da, e bine. Da. Da, Next Please versus All Stars, pe cash. Da, n-avem predicții, n-avem nimic? Ba da, n-avem. Sau n-avem, nu mai avem predicții, nu contează. 4 jucători pentru All Stars, 4 da, jucători pentru Next, intră, intră, probabil și vor intra. Ce spunem. De la fiecare echipă, clar. Chiar. Cred că dacă cei de Next vor avea un început bun pe această hartă, vor, adică mă refer că doar atunci cred că îi voi vedea cu potența de a câștiga acest meci. Dacă nu vor începe bine, cei de Next nu cred că vor avea șanse. Pentru că cei din All-Star, după cum îi știm, dacă au moral, nu mai pot fi întorși, mai ales cu o echipă mai slabă decât ei din punct de vedere al skill-ului individual, pentru că deși dacă ne uităm la nume, da, uite, avem predicțiile, mulțumim, hai să vedem. All Stars, era clar, merg 3 2-3 merg în favoarea celor din All Stars aici. O să spun o chestie după că îl scurios pe, da, clar, Twitch-ul mai... Twitch-ul mai... mai drastic decât Facebook-ul. Pe Facebook, cei din Next Please au acel fanbase al lor de pe pagina All Stars, nu au pagina de Facebook. Nu știu. Așa? Dacă asta avantajează oarecum Next Please-ul, că au un fanbase mai mare, dar totuși... Să avantajeze la ce? La predicții? La predicțiile astea, da. Dar dai seama că predicțiile astea te avantajează grav de tot, adică... Da, adică da, îți dau un moral. Exact, da. Da, cum spuneam, dacă cei de Next vor avea un început bun, probabil vor putea să facă o surpriză azi. Dacă nu vor avea un început bun, nu cred că se va întâmpla asta. Și aș spune că dacă vor avea un început bun, să zicem, dacă ar fi Tero, dacă ar fi CT, chiar dacă ai un început bun, trebuie să o continui pe aceeași linie. Și ține minte că cei din Next Please au pierdut într-un mare stil pe această hartă împotriva celor din GG Elite, dacă mai ținem bine minte. Și a fost o problemă cu ținutul celor din Next. Da, o să fie interesant. Hai să vedem. Imediat ceva a intrat și se da, se lasă așteptat. Hai să da. Veteranul. Veteran. Se lasă așteptat.
Intră mai greu. Intră, adică la ce te referi? Că intră mai greu, gen conexiunea lui la net este la fel de bătrână ca el? Sau la ce te referi? Da, la asta mă refer. Doamne, serano, n-ai, pic, mai greu pe n-ai pic de respect pentru bătrâni. Ah, ba da, nu. Cred că îți dau o stângă. Tocmai de asta te respect și pe tine. Tocmai de asta mă respect și pe tine. Încă o glumiță de asta cu bătrânii. Îmi place, serano. Îmi place de tine. N-ai cum. Ce pleci cum. De aici cu catapulta? Da. De ce? Păi nu știu. Mă duc până în Dristă la col. Te-au și pe tine dacă mă iei și pe mine? Mai plătești taxiul. Underpass. O luăm până Underpass? Eu uzi, mă, să-ți plătești și taxiul. Bă, da, ai, știu, ai glumițe în program cu mine. Nu știu de ce. Probabil pentru că par puțin așa, gen cum stăcioară. Da. Exact. Da. Yay, avem runda de lame între cele două echipe. Hai să vedem. Nu pot să zic că îmi doresc ca cei din Next să câștige runda ca să-și aleagă contra. Eu cred că ar fi bine pentru ei să înceapă Tero, spun sigur de acum. Dar să vedem. S-a zis ceva pe chat și vreau să văd dacă e adevărat. S-a zis ceva pe chat. Da. Da, bine, tu caut acolo pe chat că tu ai... Tu ai alte probleme. Eu voi comenta această rândă de cuțite. Să vedem pe DC. A început să-l împungă cu acele mini cuțitașe. N-a reușit mare lucru, dar se pare că cei de Next Split vor câștiga această rândă. Asta se și întâmplă și sunt foarte curios. Cred că vor rămâne totuși CT. Nu cred că ai cum să-ți alegi Tero totuși. Deși aș spune că dacă ai începe bine pe partea de Tero, ți-ai crea un moral de început, bine, dacă vei fi în stare să câștigi runde pe Tero, dacă nu, ae. Încă se gândesc și nu se hotăresc. Da, nici n-am văzut. Nu, aparent. Cred că ne trebuie dublu escape. Da, dublu escape, vă rog. Cred că de-aia n-am văzut. Cred că de-aia n-am văzut. Pot să-ți spun eu dacă ai puțin răbdare. Nei, au dat stay, e clar. Da, începe runda de pistoale. Stay, exact. Vedem un CZ pentru DC, două armuri, Snapple, Cosmin, un diffuse pentru Dani. Și de cealaltă parte se dă un smoke, două flash-uri. Când veți putea să dați și acel double escape, mulțumim. Ne vedem, va fi un rush în main cu ușă. Intră. Doi jucători pentru cei de Next Please, DC și Sedan. Trei oameni la ușe, doi oameni în main. O să fie interesantă intrarea celor din North Star, să vedem cum se vor descurca cei din Next. Intră rapid acolo, Toa pe site, trage Sedan îl elimină pe Toa acum. Double foarte kill pentru Sedan, Joe. Din păcate Dece acolo, dar l-a acoperit foarte bine Snapple pe Sedan. Până acum a ieșit destul de bine cei din Next, please. Au avantaj numeric, încă nu a fost plantată bomba. Oh, Snapple acolo și-a luat un cap, rămâne în 10 HP. Totuși nu este încă eliminat. Da. Sunt prinși acolo în acel colț cei din North Star. Important pentru cei din Next, please, aș spune că este că îi știu, dar nu cred că ar trebui să se bată Coq și au ce au făcut cei de Next. Nu știu de ce s-au bătut, nu au, îi știau pe amândoi că sunt la coadă, nu trebuia să se bată, pur și simplu trebuia să aștepte să iasă cu bomba de acolo. Mare păcat pentru cei de Next. Sedan a reușit să facă două fraguri pe site, a fost acoperit foarte bine de Snapple și totuși au pierdut runda cei de Next, please. Da, 3 versus 2, aveau full HP la un moment dat, toți jucătorii nu au mai reușit nici măcar un frag. Vedem, îl urc aici pe Joder, pe cutie, probabil pentru a ține midul. Între timp, Penge a făcut un frag în zona ușii, îl vedem pe Snapple, are om aici în main, incredibil, se întoarce Cox și îi spulberă capul. Destul de bun reflexul lui Cox, Dan între timp reușește și el un frag. Menge acolo destul de low, aș putea spune. Bine, și Abu a fost atins de către Dani, mulțumim. Rămân în viață doi jucători de la Next Please, așadar Sedan și Cosmin. Împotriva patru jucători de la All Stars. Greu. Hai să vedem ce vor face. Pe Toa încearcă să prindă capul, dar Sedan îl elimină cu acel CZ. Dacă se tot bat pe rând, foarte bine Joder aici a folosit acel... A controlat foarte bine și pe el... la acești doi inamici. Îi elimină pe ambii și duce scorul la 2-0 pentru echipa sa. Urmează runda de eco pentru Next.
care puteau să înceapă bine, dar nu au început. Păcat, păcat, nu știu, păcat de acea rundă în care cei din Next au avut avantaj, clar. Erau 3 vs 2 cu 2 oameni prinși la quad. Hai să vedem cum se vor descurca în această rundă de eco, care vedem. Este un Rashina. Da. 4 oameni intră din main. Snapple este singurul jucător din partea celor de la Next nu, pe site. Nu, acum să piardă această rundă cei din All-Stars. No. Deja eliminat acolo Snapple cu Toa, care avansează mașina, are 3 oameni. 3 jucători. Toa. Oh, ce reflex acolo pentru Toa. Cosmin îl elimină. Cosmin. Foarte bine Abo. Și Cox cu 2 fraguri. Duc scorul la 3-0 pentru cei din All-Stars, care încep ca niște adevărați favoriți a acestui meci. Urmează runda de arme. Runda spune care cred eu că ne va spune deja dacă cei din Next vor putea să le pună astăzi probleme. Opoziție celor din All-Stars. Dacă cei din All-Stars le vor câștiga această rundă de arme și vor avea un 5-0, nu cred că vor avea cum să întoarcă cei din Next. Da, îi știm pe cei din All-Stars, sunt băieții aia care urlă mult când câștigă o rundă și își dau moral reciproc. Băieții din All-Stars? Da. Dar urlă mult? Da, bine. Nu-i auzi, serios? În fine, intră până la urmă. Nu știu dacă tu îi auzi de la ei de acasă. Îi aud acum. Sedan totuși reușește să o pună puțin rezistență. Oh, incredibil! Joder a mai făcut un frag prin acel flash, a tras pur și simplu o rafală. NJ. Nu știu, totul este, da, totul este împotriva celor de Next. De greu, trage acolo Dani. Da, avem și grenada lui NJ. Dani este eliminat la acea mașină și 4-0 pentru cei din All-Stars. Nu știu, este nu știu un început care nu vroiam să-l văd pentru cei de Next. Să începi această hartă cu un deficit, bănuiesc de 5 runde, nu cred că vor face surpriza. Și să fii și CT. Nu cred că vor mai avea forța să întoarcă. Va fi greu pentru ei. Poate doar dacă vor câștiga cele 10 runde rămase pe CT. Dar totuși să nu anticipăm. Poate cine știe, vor face surpriză în această rundă. Toa ține foarte retras aici un eventual push din B. Vedem, a fost un flash. Abo înaintează, are 2 oameni pe site. A venit acel molotov care îi forțează puțin pe cei 2 jucători din site să se retragă, au eliberat acea parte dreaptă a site-ului. Ar fi să vedem cum vor, nu știu, cu 4 jucători pe site-ul, bine, 3 în momentul de față. Snapple se putea roti mult mai ușor prin highway, aș spune eu. Da, fac bine cei din All-Stars, nu intră nu se în bagă, site, așteaptă să facă micile greșeli. Pur și simplu se arată cei din Expli și când ai 5 arme îndreptate spre... Adevărat. Tine nu prea ai șanse cu un pistol. În fine, rămâne Cosmin acum 1 vs 5, care deocamdată se ferește și iată că le elimină pe Joder, dar scos până la urmă de către NJ. 5-0 așadar, da, pentru cei din All Stars. Dacă tot faci stack pe un site, nu înțeleg de ce te arăți pe rând. Da. Vedem sniper pentru Sedan. Cox, văd că a rămas cu acel SMG. Este... era armă jos. Da, nu știu, greu, sincer. Nu știu, greu pentru cei din Explis, totuși mă aștept să o pună totuși puțină rezistență. Da, adică au aruncat armele slabe și să vedem, vin smocurile, probabil vor urca 2 oameni rapid la boost. Toa și Cox. Snapple undeva în zona centrală cu un M4, foarte bine, Snapple reușește un kill, Snapple double kill pentru acesta. Început bun de rundă pentru cei din Explis. Început foarte bun, cred că pot să pună mâna și pe bomba acolo, Snapple triple kill, foarte frumos, Snapple 4 kill-urile, elimină și pe Abo. Doamne, cum a tras Snapple această rundă, are posibilitatea unui ace. Dar nu sunt sigur că trebuie neapărat să facă el ace-ul. Important este să nu mai pierdă arme. Și Dani le elimină aici pe Joder. O rundă flawless câștigată de Cid Next, dar aș spune datorită lui Snapple, care a reușit 4 fraguri din acea zona sacilor. Acolo practic e cea mai grea poziție de ținut dacă nu te ajută nimeni, pentru că te poți scoarte foarte lejer cu niște molotoave, cu niște grenade date acolo. El a stat într-o poziție foarte defensivă, l-a bătut pe primul om care a avansat pe casă, după care s-a băgat foarte agresiv pe al doilea. Nu știu ce au făcut cei doi care au ieșit pe mid, nu au fost stare să-l bată. Revedem aici replay-ul. Foarte frumos a tras Snapple. Dacă te uiți atent, atât bine, a folosit două încărcătoare. Gândește-te până și a încărcat, până astea. Da, totuși. Bine, aici la al patrulea nu i-a dat nicio șansă lui Abo. Hai să vedem ce va face Sedan cu Sniper-ul, and nu.
al doilea că a reușit în această rundă. Nu mai contează, Cosmin. Să-l vedem, are om ușe, om a tras main. Foarte bine acolo după NG, îl știe pe NG, dar nu știe, oh! Nu l-a atins, da, a fost aproape. Ia să vedem, cred că va arunca o grenadă, da, vine DC și le elimina aici pe NG, care se afară la ușe. Cum spuneam, cei de Next ar trebui să câștige, cred, toate rundele. Au început să joace cei din Next, îmi place stilul ăsta lor, bine. Prima rundă câștigată de ea a fost clar runda lui Snap, adică a jucat mirific acolo cu 4 kill-uri în zonă centrală. Era și singur, culme, adică nu l-a ajutat. Interesant este faptul că cei din All Stars nu au putut să le elimine, adică era știut de la primul kill. E după saci, sunteți 3000, omoreți-l! Da, totuși dacă vor mai ține așa cei din Next, nu cred că va mai reuși Snapple să țină de unul singur. Da, va fi destul de greu totuși, cei din All Stars probabil își vor dea cândva seama, oricum. Se descurcă deocamdată bine, vedem acum un push la ușă din partea lui DC, nu știu dacă va apuca să prindă sau să vadă nu ceva contează, acolo. E important este cred că totuși va vedea, se întâlnește acolo DC cu Coq și îl elimina pe acesta. Din păcate Sedan a murit în site și DC este obligat să se întoarcă. Cred că știu acolo pe NJ Snapple, între timp îl elimină pe acesta. Abo aruncă un he în site, nu la coadă de fapt l-a aruncat. Este bine că DC a reușit să se retragă și el în site pentru că... A rămas superioritatea pentru cei de Next. Snapple și Dani undeva în zona centrală. Acum doi jucători de la All Stars, chiar trei. Cred că se vor îndepta către B. Acolo este Cosmin. Da, și a venit foarte bine Dani să-l dubleze, da. Totuși aparent au intrat mid. Cred că Snapple a auzit și se retrage foarte bine în această zonă. Trebuie să joace mai defensiv Next-ul asta și fac. Trebuie să aștepte. Foarte bine venit. Uite-te cât de bine a venit aici Snap. Va vedea dacă se vor. Cred că l-a văzut pe Toa și păcat acolo pentru Snapple. A tras bine Toa. Da. Are om în site. De ce? De ce? Oare de ce nu se uită de ce acum să uită către. Totuși de ce foarte nu cred că trebuie să facă pic aici. E frică probabil să nu fie om de la ușă, om din main. Dani între timp îl elimină pe Toa. A văzut acolo de ce doi oameni în mid. Asta spuneam, trebuie să joace ceva mai defensiv aici, de ce? A dat Dani un molotov și nu, ba da, îl prinde pe primul, cred că îl va face și al doilea frag. Da, vine, lasă acolo pe Abo. Dani cu acel molotov și 3 runde consecutive pentru Next Please cu un potențial de 4 runde pentru că cei de All Stars cred că vor avea o rundă semi, văd tech-uri, armuri și poate cine știe, bătrânii reintră în match. Nu știu, îmi place, au început să joace bine. Parcă pur și simplu acum joacă, nu mai au niciun cea mai mică presiune. Cred că așa trebuiau să joace. Cred că a fost pusă și multă presiune pe ei, sincer, pe această echipă formată din Dani, Dece, Sedan, Snapple, jucător cu nume, dar totuși... Hai să vedem ce va face Dani. Dani trage foarte bine, Dani reușește un kill, da? Cât de păcat, acolo n-a reușit nici pâncar cel de-al totuși doilea a venit, kill. A venit Snapple, da, întâmplă el, îl vede acolo jucător. Aici n-am înțeles de ce n-a tras. Snap. Dacă trăgea acolo calm, era fragul lui și totuși... Hai să vedem. Nu l-a atins pe NJ. Avantaj numeric pentru cei de la All Stars. Snapple avea acolo un mic gap, dar totuși alege să vină din bază. Joder le elimină pe DC și cred că runda asta se va duce în favoarea celor de la All Stars. Destul de greu pentru Sedan, totuși are armură mare, are full HP, are AVP, are defuse kit, are cam tot ce... Din păcate pentru el are prea mulți inamici. Exact, asta voiam să spun, are și prea mulți inamici. Aș spune cu o rundă tipică pierdută de cei de Next Please. În situație de 3 vs 3 a venit Snapple, avea jucător în crouch, nu l-a atins Snapple acolo. L-a eliminat NJ. Da, exact asta nu trebuie să se întâmple pentru cei de Next Please, să pierdă o rundă de genul ăsta. Împotriva unei runde semi-antieco. Vreau să zic că cred că s-a pus și multă presiune pe cei de Next. Jucători cu nume, jucători cu experiență, dar mai ales experiență, aș spune, pe 1-6. Și nu prea au făcut față acestei presiuni. Deci se bagă foarte agresiv în main acolo, doar un frag pentru el. Vedem pe Sedan care este undeva la saci și este foarte bine să nu moară Sedan, foarte bine face un frag din site. Trebuie să vină backup-ul și vine în timp util, chiar dacă Sedan acolo a murit Snapple, a ajuns cumva la motosivuitor, mai elimină un jucător și rămâne NJ singur pe site. Eliminat de Cosmin, până la urmă, o rundă... O rundă bună pentru cei din Next, pentru că a venit backup-ul în timp util.
era foarte bine dacă nu pierdeau runda precedentă. În momentul ăsta puteau să conducă. Nu știu ce să zic, că au 6 runde pe Tero băieții din All-Stars. Da, momentan stau foarte bine. Chiar dacă nu vor mai câștiga, stau bine. Dacă nu vor mai câștiga nicio rundă. Totuși nu trebuie să se gândească cei de Next la acest lucru, trebuie să joace. Parcă au început să joace așa, fără presiune, momentan. Vedem pe Snapple, îl are acolo pe Cox. Nu știu ce a văzut. Da, și Cox face fragul. Situație de 4 versus 3, pentru că DC mai reușește un frag în main. Nu știu dacă avea gap prin acel smoke, dar nu mai contează, reușește fragul. Vedem bomba undeva lăsată aproape de scările din main. Cred că îi va face din nou boost lui Cox în mid. Și trebuie să fie foarte atent DC. Are, cred că este undeva la cutie. Da, pentru că Cox asta face, îl elimină pe DC. Setan aici, nu sunt sigur că va face pick în acea zona boost-ului. Rămâne Dani pe site. Am dat un flash. Și trebuie să fii atent, asta nu trebuie să se întâmple. Toa îl elimină de la ușă. Setan primește un smoke. Nu a reușit și, să mod normal, prima șansă o au cei din All-Stars. Exact asta. Vine foarte agresiv. Da, vine Cosmin din spate. Snapple a ratat acolo, Snapple, Sedan, dar incredibil, frumos. Elimină pe Cox și are și bomba, Sedan. Rămâne Cosmin acum 1 versus 2, să vedem ce va face Cosmin, chiar sunt curios. Și vor face boost, frumos, frumos jucat din partea celor de la All-Stars, nu cred că se va aștepta Cosmin ca toată să fie boostat. Face foarte bine Cosmin, pur și simplu, nu te arăta. Foarte bine Toa, da, a sărit. A jucat bine Cosmin, nu s-a arătat. Stătea cu ținta pe bombă, dar se pare că Toa, bine, îl știau. Totuși Cosmin n-a reușit niciun frag, deși le-a venit foarte agresiv în spate. Sedan acolo a încercat să facă tot ce i-a stat în putință. A tras de timp, l-a eliminat pe jucătorul care era la moto. A avut și bomba, dar l-au prins pe la spate acolo cei din All Stars, pentru că i-a avansat jucătorul din site. Din păcate pentru cei de Next Please pierd acea rundă și sunt forțați la o rundă de eco. Cred că vor încerca un boost. Aparent Snapple nu vrea să se urce. Vine Dani. Snapple s-a băgat în mid în acel smoke. Cox ține foarte bine și le elimină acolo pe Sedan care încerca un boost din B. Între timp Joder îl face și el un frag pe Dani. Snapple n-are niciun jucător pe lângă el. Au intrat în A. Tot așa da seama târziu de unde trăgea DC. DC care are o poziție în site. Primește un flash. Cred că a fost un flash al unui coechipier. Un frag făcut de DC. Dacă mai face un frag aici și asta făcut. Se și întâmplă. Totuși din păcate pentru el elimine Joder și rămâne Snapple. Vine din spate. Nu se aștepta să fie Cox acolo. Ia venit Cox din spate. 8-4 pentru cei din All-Stars. Greu pentru cei din X-Please, dar totuși 4 runde pe CT sună mai bine decât o rundă pe CT. Adică mai 3 da, runde ții, în plus. Adică vrei să spui meciul trecut, nu? Da. Da, bine. Oricum, nu arată bine scorul. Nu, adică pentru ei nu. Orice am spune, pentru All-Stars, da. Orice am spune, All-Stars sunt favoriți clar în a câștiga această hartă. Dar ar trebui încă să dea bătut cei de Next. Trebuie să joci până la capăt. Să-i joci toate șansele. Între timp Cosmin și Dani joacă foarte agresiv în B. Să-l vedem. Nu, din păcate NG reușește și fragul pe Cosmin. Cosmin a încercat să iasă surpriză din acel smoke. Și de nou o rundă care începuse bine cu fragul lui Dani se termină prost. Momentan, pentru că avantajul numeric este de partea celor din All-Stars. Așteaptă deocamdată jucătorii de la Next avantaj numeric, cum spune și Toadi. 4 versus 3, nu știu, bomba undeva în hambar, în garaj, acolo. De ce avansa? Da. Oh, de ce? Nu trebuia să tragă. Și trei ținte au venit în momentul ăla să uitau spre B. Nu trebuia să tragă acolo, de ce? Dar reflexul, când ai reflexul în sânge cum îl are, de ce nu te poți? Nu știu asta cu reflexul în sânge. Totuși mă așteptam ca din experiența lui să nu tragă acolo. Da, oricum Cox îl elimină între timp pe Sedan, rămâne Snapple acum 1 versus 4, greu pentru Snapple. Și
Cox încearcă să-l prindă pe la spate, totuși bomba se va planta în site-ul BS, Apple 1 vs 4, nicio șansă pentru el. 9 la 4 așadar pentru cei din All Stars și se descurcă bine. 9 la 4, posibil 10 la 4, pentru că nu ai de ce să forțezi acum. Trebuie să-ți ții banii pentru ultima rundă. Ah, nu știu. Ce nu știi? Te lămuresc eu dacă nu știi. Nu știu cum se vor descurca cei din Next pe partea de Tero dacă nu reușesc atât bine. Eu cred că meciul ăsta este oarecum decis, chiar dacă... Da, și eu spune că este decis. Chiar dacă par așa puțin nazist și totalitar. Par nazist? Oricum, cred că ți iese și ție predicția azi. Câștigă echipa care e aleasă. Exact, în sfârșit. Da, Cox n-a fost surprins să ne dece, face fragul și duce scorul pentru echipa sa la 10 runde. 10 la 4, ultima rundă a primei jumătăți. Poate cei de Next Please vor mai reduce din diferența de runde. Dar nu știu dacă asta îi va ajuta să și câștige acest meci foarte greu, foarte, foarte greu pentru ei. De a mai face ceva. Vedem din nou Cox la boost. Sunt este om acolo. Snapple din nou în zona. Da, dar cred că nu a dat Cox reușește, acolo molotov. Reușește un kill. A ratat acolo Cox. A ratat, dar nu știu dacă a văzut neapărat omul. Da, au avantaj numeric acum cei din Next Please. All Stars cu 3 jucători își vor face din nou boost. Sedan și, și Snapple pe mid se pot dubla și doi. Cosmin, singurul jucător de la Next care a murit în această rundă deocamdată. Să vedem, Sedan acolo se arată puțin. Așteaptă. Nu cred că se va băga Sedan. Sedan ține midul cu... E a pica lui Cosmin. Oricum, cred că era mort. Între timp, Joder îl elimină pe Sedan. Snapple este prins la saci. În mod normal, n-ar trebui să le mai facă mari de surprize acolo, Snapple. Și totuși, Snapple eliminat. Face două fraguri. Da, cum spuneam că n-ar trebui să le mai facă surprize. Din nou acea zonă bună. Nu știu, mi se par complet depășit cei de North Star. Cum să mai facă Snapple două fraguri? Cox aici îl așteaptă pe Dani și le elimină 1 vs 1 în momentul de față, Cox. Rămas singur 1 vs 1 cu DC care este în cealalt site. Să vedem de unde va veni DC. Își plantează bomba pentru toate spoturile posibile Cox, iar DC DC va fi destul de greu pentru DC să intre în site să verifice. Nu știu dacă nu știu, are mai mult HP în primul rând are și mai mult, dar asta va conta. În momentul ce când va vedea bomba unde este plantată, asta incredibil timingul. Nu l-a văzut acolo. 1 vs 1, cei doi fac un dans tribal acolo pe site și au făcut DC un câștigă. Dans și DC câștigă clutch-ul. Da, a fost timingul acela, Cox a uitat la headshot exact în momentul a luat ținta, a venit DC. Puțin noroc pentru DC aș spune, pentru că a ales exact zona unde își dădea seama rapid. Dacă nu se ducea la headshot și vedea bomba, probabil în capul lui era că Cox și-a plantat-o pentru Vents, deci nu știu dacă mai verifica site-ul neapărat. Da, cei de Next reușesc să câștige această rundă datorită lui clutch-ului lui DC și scorul după prima jumătate este 10 la 5 pentru băieții din All Stars. Bineînțeles, au prima șansă, dar cine știe, poate cei de Next vor câștiga prima rundă și poate vor mai reduce diferența, dar, cum spuneam, foarte greu pentru ei. Dacă nu vor câștiga prima rundă, cred că lucrurile vor fi clare. Iar cei din All-Star vor face 6 puncte dacă vor câștiga acest meci și se vor ridica. Bine, stabili fapt, acolo pe 4. Vor fi clar pe locul 4. La ei nu mai e nicio... Clar pe locul 4 după această etapă, bineînțeles. Vor avea 6 puncte. Pentru că mâine meci All-Stars? Mâine au meci cu GG Elite. Deci va fi un meci greu. Am înțeles. Credeam că au cu Cool. Era atunci bătălia aia că Cool 3 puncte, All-Star 6 puncte și dacă băteau Cool, ce ai pe... Cool au cu... XPC. XPC. Din câte cred.
Câte mi-aduc. Ia să vedem ce ne pregătesc cele două echipe. Vedem un Diffuse, 4 armuri pentru cei din All-Star, de cealaltă parte 3 armuri și smoke-uri, flash-uri și un He. Vedem pe Cox, a dat o grenadă la boost. Nu era nimeni acolo. Interesant, grenada lui Cox din săritură. A văzut jucător în mid. Vedem, vine smoke-ul dat pentru eventuală mașină. De ce? Acea grenadă n-a făcut mare damage, nu i-a luat absolut nimic lui Abo. Și să vedem pe NJ, a făcut push din B. A văzut acolo 2 jucători, 3 jucători a văzut acum NJ. Snapple îl elimină pe acesta, o situație de 4 vs 4. Apucă Joder să se retragă și vine acum rotația din partea celor de la All-Star. Zar vine și push-ul celor din X, please cut side-ul B. Doua vine din vent, îl elimină acolo Cox și el cu un kill asupra lui DC. O situație de 3 vs 2, avantaj numeric pentru cei din All Stars. Din păcate este înconjurat Cosmin, nu avea șanse să te bați cu clocul de la distanța aia. Se uita la ei, nu știu, probabil, da, Cox acolo, clar. A dat două hecheturi Cox cu acel USP, din păcate pentru cei din Next pierd această rundă, care părea ok la început, intraser în site, le eliminaseră și pe Joder, care apucase să se retragă pe site, dar a murit instant, din păcate pentru ei. Au făcut o rotație bună cei din All-Star și practic îl prinseseră singur în site pe Cosmin. Doar Dani putea să facă diferența undeva din spate, dar avea Glock și nu a putut să se bată de la acea distanță. Să vedem, pregătesc un atac în main, cei din Next. Întrebarea este dacă Toa își va lua acel flash. Între timp Joder a ajuns în spate, deja informația este... că vor fi în main. Joder trage acolo, Joder destul de pro, dar rundă, da, rapidă. Rundă în care, din păcate, cei din Next au făcut doar 5 damage. I-au luat, nu știu cum. Da. Nu cred, sunt, nu știu, sunt 12 la 5, așa, foarte da? Sigur că nu mai au nicio șansă cei din Next. Da, așa zic și eu. Hai, va fi un 13-5. Probabil cei din All-Star vor face 6 puncte în clasament și din păcate pentru Next și după această etapă vor rămâne cu 0 puncte. Nu vor mai avea șanse. Hai să vedem atac la site-ul B. Joder acolo, oh, trage prin smoke. Joder, 4 kill-uri pentru acesta și Abo îl elimină pe DC în mid. Joder a dat o grenadă și a început să apese cu acel MP9. Cred că este, are cea mai mare rată de foc arma asta. MP9-ul ăsta. Da. Am tras acolo Joder. Frumos. Bine, o rundă de eco oarecum a fost pentru cei din Explis. Nu prea aveau șanse băieții din Ex, dar Joder a tras bine cu acel MP9. A rupt smoke-ul ăla. Da. De toți banii. 13 la 5 așadar pentru cei din All Stars. O rundă de arme pentru ambele echipe. Vedem un P90 la toa, o armă pe care nu prea o vedem folosită. Da, oricum este o armă, da, este cea mai bună, cel mai bun SMG, practic, da. E mai scump ca FAMAS, spunem și data trecută. Va fi boostat acolo un jucător, nu știu dacă Snap a apucat să audă ceva de acel boost, între timp Dani le elimină pe Toa. Le elimină pe Toa undeva în site-ul, să-l vedem pe Snapper, a ieșit, avea 3 ținte în față. A fost scos de către NJ. 4 vs 4 deocamdată, avantaj din punct de vedere al armelor aș pune pentru cei din Next, că au 4 AK-uri, de partea cealaltă vedem și 2 FAMAS-uri, apasă acolo Cox, acea ușă, 4 jucători de la Next, intră acum pe site, iată-l pe Cox, așteaptă acesta deocamdată, reușește un kill, dar este eliminat de Cosmin, care între timp mai reușise un kill pe Abo, vine plantul din partea celor de la Next. Și în mod normal ar trebui să nu pierdă această rundă cei din Next, o rundă importantă pentru ei. Îl vede Sedan între timp pe NG care încerca să se infiltreze acolo, apasă Sedan și le imine și pe Joder. 13 la 6, prima rundă de arme vine în dreptul celor de Next. Nu știu, se descurcă destul de... am văzut o rundă frumoasă din partea celor de la Next, o rundă care a reușit să... da. Intre ca lumea și să câștige runda, totuși. Aș spune că au câștigat duelurile. Da, totuși, 7 runde de diferență. Schimbul de fraguri a fost în favoarea lor. Dar nu știu, nu îi văd încă. Nici să poată eu, să revină. Cred că asta ar fi o rundă destul de importantă. Îi vor băga în eco pe cei din All-Stars dacă o vor câștiga. Și vedem că atacă destul de interesant. Doi jucători de la All-Stars care sunt în highway ar putea să se tragă. Toa acum trebuie să facă kill-ul. Le elimină acolo Toa pe DC.
Mulțumim, au venit flash-urile. A văzut Toa. A mai tras o dată prin acel smoc. Cox îl scoate pe Cosmin între timp. Greu. Greu pentru cei din Next să mai facă ceva în această rundă. Rămân în viață Snapple și Sedan. Împotriva 5 jucători din All-Star, Snapple este știut acolo de către Abo, totuși îl elimină pe Abo. L-a dat cu roține în sus. Va fi ții. Oh, frumos Cox prin ușă, trage din nou Cox. Snapple a început să apese și el ușa, i-a dat lui Cox. 48 HP rămas pentru el, a avansat din main Sedan și Cox. Cox a reușit să facă fragul prin ușă, dar nu a fost Toa. M-am panicat puțin, am crezut că l-a luat Toa acolo prin perete. Încă o rundă pentru cei din All-Stars. Și cei din Next se văd obligați, cred că, să forțeze în această rundă. Egalul pentru ei nu înseamnă nimic. A trebuit să joace la victorie. Vedem Cox este pe primul loc cu 22 de fraguri. Da, asta se și întâmplă. Cei din Next forțează și au cumpărat tot ce au putut. Vedem Joder a avansat. Probabil va intra în burlan. Sau nu. Încă n-a spart burlanul. Nu văd niciun jucător pentru Next acolo în zona boost-ului. Țin foarte bine B-ul în acest moment. Este om în vent cu doi oameni în B. Abo centru și a rămas singur Toa, cred că este în A. NG a avansat din nou spre B. Și din nou foarte multă informație culeasă de cei din All-Stars. Da. Cred că s-a întâmplat și spoilerul în acest moment. De timp Geoder s-a dat jos de pe casă. Îl vedem foarte agresiv aici și pe Toa. A venit să-l ajute aici pe NJ. NJ care mai reușește încă un frag triplă pentru el. Ba nu, două fraguri, scuze. Toa a făcut un frag. Cosmin și Dani. A sărit, da. Cosmin. A rămas doar Dani undeva în site. Toa va fi, cred că va fi eliminat de către Abo aici. Exact, asta se întâmplă. 15-6, așadar, pentru cei din All-Stars, drastic, destul de drastic, nu știu ce să zic. Da, nu, n-a fost să fie sezonul ăsta pentru cei de Next. Da, destul de greu. Să spunem așa. 0 puncte după 5 etape. 0 puncte după 5 etape și nu mai au nicio șansă de a ieși în primele 4, da. Asta e clar. Nici pe 5, adică. Practic, vom știm prima echipă care va juca barajul. Da, Next Please va fi. A doua echipă se va decide mâine, dacă... Da, se va decide mâine între... Nu, nu cred. Da, oricum. Nu, se va decide mâine clar între All-Star sau... Cool. Cool, da. Cool, dar, cu All-Stars. Ce s-a întâmplat între ei? Au câștigat All-Stars. Deci clar nu, da. nu vor mai avea șanse. Teoretic mâine... Se joacă seeding-ul, în fine. Mâine 16-6. 16-6, nu, e clar, nici Cool, da, nu mai am nicio șansă. Deci, practic, Cool și Next, în acest moment vor juca barajele. Mâine vom afla doar ce echipe vor ieși, bineînțeles. Seeding-ul, teoretic. Seeding-ul, locul 1, locul 2, locul 3 și 4, bineînțeles. Și 4, da. Și 4, da. Oricum. Da, din păcate, Next, 0 puncte după 5 etape. Da. Nu știm dacă vor avea 0 puncte după 6 etape. Vedem highlight-ul acestui match. Da. Da, trist pentru, această echipă în vârstă și cu experiență. Dar experiența din 1-6 nu prea mai e la fel ca pe CS:GO. Ce ai făcut, mă? Cream că ai crampe. Mi-am prins mâna între... Doamne, Dumnezeule, un atentat aici. Cineva încearcă să-l omoare pe săranul meu. Cam mulți vor să te omoare. Lumina, scaunul, masa. Adevărat. Chatul. Vedem aici Joder, aici a intrat Joder. Da. Parcă toate gloanțele se duceau spre inamici. Da. Deci, practic, avem echipele care, da, vor juca în play-off și în acel baraj pentru divizia AB. Da. Nu știu. O să fie un... Dacă stau bine și mă gândesc, cred că nici nu are rost să te gândești cine cu cine va juca, pentru că oricum aparent, o să fie meciuri spectaculoase. Oricine poate bate pe oricine. Da. Salut, Abo! Felicitări pentru victorie! Se pare că...
V-ați securizat oarecum. Da, v-ați securizat. Ai avut dreptate momentan, pentru că ai zis că și mâine veți învinge. Să vedem. Păi mâine o să fie și mai ușor. Cu cine aveți mâine? Cu Patton, cu B. Da, mă, dar știi de ce a spus asta? Da, așa. A zis-o că joacă Harson la GG League, știu eu, lasă. A, nu de asta. Că joacă B. Am înțeles. Deja i-ai lansat o săgeată? O provocare. O provocare. Da, păi te rog mâine să-i zici pe stream Button, că așa ăsta e numele loc de B. Button. Așa o să-i spun. Te rog frumos să-mi aduci aminte înainte de meci. Am înțeles. Păi, felicitări, Abo, v-ați calificat cu această victorie în primii patru, adică veți fi clar în play-off. Acum să vedem după ce loc și cu cine, că nu se știe. Da, vedem mâine asta. Mâine se va decide. Felicitări. De fapt, nici mâine, că o să fie două echipe cu 9 puncte, dacă îi bătem pe GG. Păi da, se va fi o departajare oriunde averaj. Dacă vor rămâne, bineînțeles, trei echipe. Dar n-au cum să rămâne trei echipe. Dacă voi noi și cu GG și BGG cu XPC. Da, și voi dacă veți face 9 puncte, se va lua meciul direct cu echipa care va avea 9 puncte. O să am puțin de muncă să vă departajez pe acolo. Da, zici că veți fi departajat. Da, o să vă... Găsim noi ceva, un frag făcut la un moment dat și tot vă departajăm. Să vă pun să vă înjurați între voi, să vă descalific pe unii. Dar și că e și un concurs de la... Un jurătur de alea pe rap, știi? Da, exact. O să battle, faceți battle. Dacă nu se ajunge la o... La bătaie. La, nu, la un baraj. Dacă nu la bătaie. Dacă nu dăm cu banul. Cu banul. Tot decide. O să decide. Vedem. Da. Felicitări, Abu, pentru încă o dată victorie pentru victorie. Pentru calificarea în play-off. Da. Ce să vedem mâine ce veți face. Rămâne de văzut. Baftă. Da, mersi. Da. Salut, băieți. Salut. Cam asta a fost pe ziua de azi. Și uite că am scos la fix, este exact. Exact. Mamă, deci CS-ul vă ajută. Nici fără un minut. Uite de ce fericit e. Păi cum? Hai să vedem programul de mâine. Nu l-am văzut fericit pe Hitler nici după ce a atacat Polonia. Programul de mâine. All-Stars împotriva celor de la GG League, Next Please versus IGG și Cool Gaming împotriva celor de la XPC. Hai să vedem puțin programul ăsta în funcție de clasament. În mod normal aș spune că cei din XPC ar avea o victorie lejeră cu cei din Cool. Deci probabil vor face 12 puncte. Aici va rămâne... Aici, între All-Star și GG Elite ăla, cred că va fi meciul care va decide probabil... Da, vedem clasamentul neupdatat deocamdată, o să vedem deci, cum mâine. Spuneam, XPC, mod normal, ar trebui să facă 12 puncte. Eu cred că cei din XPC n-au cum să rateze 12 puncte. Va mai fi GG Elite cu All-Star, da? În momentul ăsta GG Elite au 9 puncte. IGG la fel, 9 puncte, XPC 9 puncte, All-Star 6 puncte, Cool Gaming 3 și Next 0. Da, asta spuneam, GG Elite au 9 puncte, da? GG Elite joacă cu All-Star care au 6 puncte. E, dacă All-Star îi bat pe GG Elite, îi vor egala la puncte, dar vor avea meciul direct. Da, deci, GG Elite, știi cum o să fie, îți spun din Doamne prima, Dumnezeule. Nu prea e cum să iei meciul direct pentru că e o întorsă, mi-ar trebui vreo... Nu știu, 2 ore ca să analizez toate meciurile. Îți spun clar, deci în momentul ăsta, IGG au și ei tot 9 puncte, da? Da. Au meci cu Next. Da. Nu știu. Un meci cu Next. Deci clar, și ei pleacă favoriți. În mod normal a spune că, fiindcă îți dau o predicție, IGG va ieși pe primul loc, pentru că va avea 12 puncte exact ca XPC-ul și va avea meciul direct. Meciul direct, da. Iar se va decide locul 3-4 între meciul dintre All-Star și GG Elite. Dacă bat All-Star vor ieși pe 3, dacă bate GG Elite vor ieși ei pe 3. Deci nu cred că mai are cum să se schimbe. Interesant oricum. Da, rămâne de văzut și mâine cineva arăta. Cam asta a fost pe azi cu streamul la CSGO. Nu uitați, urmează Dota cu Păsărel și Mikey. Și Mikey sau poate veți avea o surpriză, poate va apărea BTI pe BTI, streamul de Dota, nu știm sigur. BTI este all around, plutește aici în aer. E undeva peste tot. Cam asta a fost azi. Apare și BTI. Yay! Apare și BTI. Cu Mikey și Păsări. Dar cam asta a fost pe ziua de azi. Noi suntem Adi, Serano care se schimbă by Adolf, by Serano. Depinde de cum. Mâine ce rol joci? Nu știu, mâine o să fiu... De asistentă sexy? Glumeam. Mâine e Sandy Bell, Doamne Dumnezeule. Nu! Sau Sailor Moon. Balu, best observer. Balu? Nu, Balu e best observer. Balu e best observer. El a făcut observing-ul și la ultimele două meciuri? În fine, nu cum vorbim de producție. Cam asta a fost pe ziua de azi. Okay. Nu uitați, urmează Dota, noi v-am lăsat. Ne vedem mâine. Da. Revedere.